Din cauza conductelor peticite ale APA Prod, județul Hunedoara are pierderi de apă de peste 40% din întreg consumul. Cu alte cuvinte, peste 8,3 milioane de metri cubi de apă s-au pierdut numai în anul 2021 din rețeaua operatorului regional APA Prod. Se specifică într-o adresă oficială pe care societatea a transmis-o tuturor celor 56 de UAT-uri membre ale ADI Aquaprest, pe raza cărora operează APA Prod. Operatorul de apă și canal solicită aprobarea pierderilor, ceea ce înseamnă că plata celor 8,3 milioane de metri cubi de apă pierdute din rețea cade în sarcina celor 56 de primării. Aleșii locali din Deva l-au mandatat pe reprezentantul municipalității în AGA Aquaprest să voteze împotriva pierderilor de apă, deoarece este cunoscut faptul că rețeaua de apă nu este în administrarea primăriei și nu în ultimul rând indolența și lipsa de interes și de reacție de care dă dovadă operatorul APA Prod când locuitorii reședinței de județ reclamă avariile apărute pe rețeaua de apă.